În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi, 30 octombrie, Camelia Gavril a declarat că educația este una dintre prioritățile programului adoptat în calitate de candidat pentru Camera Deputaților. E nevoie urgentă de a definitiva un pachet legislativ modern și coerent, care să însemne o lege a învățământului superior, o lege a învățământului preuniversitar, statutul personalului didactic, o lege a studentului, o lege a elevului, toate coerente și cu reglementări importante. Camelia Gavril este de părere că motivarea profesorilor și adoptarea unei legi a salarizării sunt cerințe esențiale pentru îmbunătățirea sistemului educativ. De asemenea, ea mai susține pentru elevi adoptarea unor planuri de învățământ mai flexibile, cu programe decongestionate și cu examene relevante.